Datorită devotamentului corect față de lama, nu ne va lipsi niciodată un lama în viața noastră viitoare. Devotamentul față de lama într-o viață viitoare poate fi ușoară, găsindu-ne cu ușurință un lama perfect și reușind în practica devotamentului față de el, sau dificilă atunci când nu ne găsim un lama. Sau făcând multe greșeli în devotamentul față de lama pe care deja l-am găsit. Cât de perfect vom practica devotamentul față de lama în viețile noastre viitoare, depinde de calitatea devotamentului nostru față de lama în viața prezentă. Iar succesul în devotamentul față de lama în viața actuală este legat de viețile noastre anterioare și de karma pe care am acumulat. De exemplu, în Dharamsala din India, unde Sfinția sa Dalai Lama și mulți alți lama trăiesc și predau multe învățături, nu toată lumea vine să învețe. Chiar dacă locuiesc aproape de acei lama, chiar în același oraș, mulți oameni nu vin niciodată să asculte dar. Ar trebui să apreciem cât de norocoși suntem și cât de prețioasă este această oportunitate pe care o avem. Altfel, ne vom gândi că această oportunitate este ceva obișnuit, precum micul dejun sau prânzul în fiecare zi. Este extraordinar, este ca un vis să avem karma de a găsi astfel de profesori calificați, ca să nu mai vorbim de faptul că primim învățături perfecte de la ei. Trebuie să ne bucurăm de norocul nostru și să continuăm să practicăm cât putem mai bine.